Bună seara, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof Online. Iată-ne din nou la treabă, suntem într-o echipă mai energită, de data asta suntem patru, și asta e important și frumos. De la o zi la alta vom merge grupul nostru. Aștept cu nerăbdare să întâmple să fie sala plină. Aș și în legătură cu băiatul de 11. O să vină. Sigur. Să vină da. Și să stăm de vorbă ca să formăm grupul și să ne apucăm de treabă și pentru clasa specială. Da? Deci suntem foarte hotărâți să facem un lucru deosebit. Așadar, Andreea, pe care o știți din totdeauna, nu o vedeți încă, dar din filme ați auzit conducând de foarte multe ori Ghișițu, Vlad, da. Așa, Tot Vlad. Tot Vlad. Da. Aici va fi o problemă, Vlad 1, Vlad 2, da? Și Alex. Da. Da. Așadar, a început semestrul 2, voi sunteți cu forțe proaspete. Noi n-am stat în perioada asta, voi v-ați odihnit, iar eu cu Andrei am lucrat și am văzut acolo, am pus o serie de lecții. V-aș ruga să le vedeți, sunt niște lecții foarte frumoase, interesante, unele mai interesante decât celelalte. Vreau să vă spun că pentru a reuși, cei care ați mai stat de vorbă cu mine, Alex, ești dator să dai dovada unei determinări mai adevărate, pentru că numai dacă muncim zi de zi, putem să ne așezăm pe poziție încât să nu mai avem nicio clipă emoții. Să ne schimbăm statutul și să fim altfel, să avem altă stare, de fapt, la clasă. Așadar, ca să nu lungesc vorba, am vorbit despre analiza combinatorică. Pe scurt vă prezint combinatorica. Voi, doi dintre voi, n-ați intrat în acest capitol, dar eu vă voi prezenta pe scurt, cât mai rapid, câteva noțiuni. Și încep cu permutări. Da, nu se întâmplă asta foarte des. În timpul... Alo? Da? Deci permutări. Despre ce este vorba? Fiind dat o mulțime mare, formată din A1, A2, din două elemente, hai să zic așa. Problema este să numărăm câte ordonări putem forma cu elementele astea de mulțime. Alo? Nu mă mai sunați că sunt într-o lecție. Sunt într-o lecție, vă rog. Altă dată, da? Deci, fiind dată mulțimea mare cu A1 și A2, problema este câte ordonări putem face. Ne propunem să le numărăm. Da? O primă ordonare ar fi perechea A1, A2 și o altă pereche ar fi A2, A1. Deci, numărul de ordonări, în cazul în care avem două elemente, sunt două. Pe primul loc este A1, pe locul 2, A2, pe urmă A2, A1. Dacă ar fi vorba de un singur element, câte ordonări putem face? Una singură. Și atunci spunem permutări de 1, adică numărul de ordonări când am un singur element, permutări de 1 egal cu 1. Permutări de 2, da, este egal cu, cât am spus acum, cât sunt două mulțimi. 2. Deci două ordonări. Deci numim permutare, o ordonare. O anumită ordonare a unei mulțimi cu două elemente, cu trei elemente. Hai să vedem dacă ar fi mulțimea mare cu trei elemente. Ar avea A1, A2, A3. În condițiile astea, câte ordonări aș putea face? Ia să vedem. Cine? Alex, te rog pe tine. A1, A2, A3. Deci prima ordonare ar fi A1, A2, A3, apoi. A2, tot pe A1, pe poziția întâi să-l pe A1. A1,
A3, A2. Apoi începem cu A2 și o să fie A2, A1, A3. Da. A2, A3, A1. Da. A3, A2, A1. Da. Și A3, A1, A2. Așa. Deci, în condițiile în care aș avea, iată, trei elemente, câte ordonări am? În condiția așa, 6, da? Deci, în permutări de 3, adică dacă mulțimea are 3 elemente, numărul de ordonări în condițiile acestea este egal cu 6. Pe 6 ar putea să scriu ca fiind 1 ori 2 ori 3. La fel, pe 2 puteam să scriu ca 1 ori 2. Da? 1 ori 2. 6, 1 ori 2 ori 3. Vă întreb, dacă mulțimea A mare va avea A mare egal cu 4 elemente, A1, A2, A3, A4, care este, în condițiile acestea, numărul de ordonări? Numărul de ordonări. 24. Cum ai gândit? Pe 1 ori 2 ori 3 ori 4. Bine. Dar fără să înțeleagă și ce doi care nu știu asta. Se pot face 24 de cum? Ca să facă și să utilie A1, A2, A3, A4, prima. Deci pe A1 îl păstrez pe prima poziție și celălalt e 3. Da? Da. A2, A3, A4 este una din ele. Dar ăstea 3 câte generează? 20. Nu, numai ele trei. Dar în modelul de mai înainte. 6. Deci păstrându-o pe prima poziție, pe A1, înseamnă că vom avea exact situația de aici. Exact. Adică A2 rămâne pe loc, A3 cu A4. A4 cu A3. Pe urmă, cine vine pe loc? A1 rămâne aici. Deci A1 rămâne și pe urmă, trece pe locul ăsta A3 și A2 cu A4 schimbă între ele două. Deci, în total, numai astea, când A1 e pe prima poziție, rămân astea 3, despre care știu din modelul anterior că ele, cele 3, oricare ar fi acestea, generează câte? Nu scos mai multe. 6. Da? Deci, cu A1 pe prima poziție sunt 6. Când pe poziția întâi s-a dus pe cine? Pe A2. Da? Pe A2 să fie pe prima poziție și atunci A1, A3 și A4 la rândul lor ăstea se învârt și generează 6. Pe urmă vine pe poziția A3 și celelalte rămân A1, A2 și A4 care vor genera 6. Și, în sfârșit, A4 pe prima poziție și atunci voi avea la dispoziție pe A1, A3, A1, A2 și A3, care la rândul lor vor genera iar 6. În final, de câte ori 6? De 4 ori. 6 ori 4, 24. Da? Ăsta e motivul. Asta vreau de la tine să știi explici. Ca să înțeleagă și ei, că dacă așa zici 1, 2, 3 ori 4, e spunea de unde 2 ori 3 ori 4, ce vorbești tu aici? Iată cum am explicat eu. Când sunt două, ele, nu? Două posibilități am. Când sunt 3, fiindcă pe prima poziție rămâne A1, atunci celelalte două se pot mișca, așa cum am spus mai înainte, cu genera 2. Pe urmă, trece pe locul întâi A2 și celelalte iarăși două se mișcă de două. În final, A1 pe prima poziție generează 2. A2 pe prima poziție generează 2. A3 pe prima poziție generează 2. În final, 2, 9, 6. Aici așteptam de la tine explicația asta. Fiind 4, pe rând, pe prima poziție, poate fi adus A1, A2, A3, A4, iar celelalte 3 care rămân, ca, exact ca în modelul de mai înainte, celelalte 3 vor genera câte 6, nu? Și atunci, ăsta e motivul pentru care înseamnă că, în final, vom avea 1 ori 2 ori 3 ori 4, de 4 ori de 6, adică 6 este 1 ori 2 ori 3, și ori 4, deci 24. Așadar, vă spun că pe de
4 este egal cu 1, ori 2, ori 3, ori 4. Dacă o să fie 5, Vlad, Vlad 2. Dacă o să fie 5. 120 de ordonări. Așa, 120 de ordonări. Da? E de așteptat așa, de, pentru că fiind 5, pe prima poziție va fi pe rând A1, A2, A3, A4, A5, dar fiecare din cele 4 care rămân vor genera 24 și de 5 ori pe 24 face 124. Deci, permutări de 5 este egal cu cât am spus? 120. Adică 1, ori 2, ori 3, ori 4, ori 5. Și s-a adoptat un sistem de scriere foarte interesant, ca să nu mai scrim factori ăștia toți înmulțit, înmulțiți, vom spune aici 2 factorial, 2 urmat de semnul numirării, înseamnă toți factorii de până la 2, da? Apoi 1 ori 2 ori 3 înseamnă 3 factorial, adică toți factorii de până la 3, 1 ori 2 ori 3 ori 4 care înseamnă toți factorii de până la 4, 4 factorial, și 1 ori 2 ori 3 ori 4 ori 5 care înseamnă 5 factorial. Toți factorii de până la 5. Deci când veți vedea 7 factorial, ce înțelegeți voi prin 7 factorial? Toți factorii de până la 7 mulțiți. Înseamnă 1, ori 2, ori 3, ori 4, ori 5. Dacă cumva veți seziza, ori 6, ori 6, ori 7, da? Așa trebuie să înțelegeți. Sigur că mai poate fi scris 7 factorial și în felul următor. 1, ori 2, ori 3, ori 4, factorii 1, 2, 3, ori 4. Dacă nu vreau să-i scriu pe ăștia 1, 2, 3, ori 4, scriu pur și simplu 4 factorial. Deci pe 4, aici am înglobat toți factorii de până la 4, înmulțit cu 5, 6 și 7. Deci, factorialul mai mare poate fi scris cu ajutorul factorialului mai mic, astfel. Se scrie acesta, după care se completează cu toți factorii de până, ajung, până când ajung la 7. Da? Cât înseamnă 7 factorial scris cu ajutorul lui 6 factorial. Am scris pe 6 factorial și ori 7, sigur că factorul următor, 7. Cât înseamnă x factorial scris cu ajutorul x minus 2 factorial. X factorial cu ajutorul x minus 2 factorial. Deci după x minus 2 vine x minus 1. X minus 1 ori x, corect. Foarte clar. Cât înseamnă n minus k factorial cu ajutorul n minus k minus 3 factorial. Ce mai scriu după aceea? N minus k minus 2. Așa, n minus k minus 2. Sperăzea, n minus k minus k minus 1. Și, în sfârșit, n minus k. Nu, că trebuie să ajung până la factorul respectiv. Ați înțeles ce înseamnă permutări. Numărul de schimbări a unei mulțimi cu n elemente. În general, spunem că pe de n, pe de n, permutări de n, este egal cu n factorial. După ce am văzut aici, din aproape, din aproape judecând, ne-am dat seama că asta ar fi formula și asta trebuie să facem permutări de n egal cu n factorial. S-a acceptat prin definiție 0 factorial egal cu 1. Deci prin definiție. Definiție. Da? Deci la formula care am descoperit-o, pe care am descoperit-o, adăugați și acest lucru, 0 factorial este 1. 1 factorial tot 1 este. Da? Ei, aș vrea să vă întreb. Din modul în care am raționat din aproape în aproape și am ghicit formula. Ce vă sugerează tehnica asta de lucru? Ce sugerează ca metodă? Noi acolo doar am intuit că așa va fi. Dar n-am demonstrat riguros. Nu? Deci cineva poate, Gigel, din bancă, poate să mă întrebe, dar de unde știu eu că
De la, la 10 factorial va fi, la, de la, la permutări de el va fi, cât va fi tot 10 factorial. Cum de este? Este așa. Inducția matematică. Inducția matematică. Deci instrumentul matematic, inducția, pe care s-a făcut în clasa a noua, vă mai amintiți, ar fi cea care, ar fi încă, este foarte tare prezent acum, după modul în care am văzut că curge, cum am intuit din aproape în aproape, inducția ar fi instrumentul care mi-ar fi de mare folos. Adică, vă mai amintiți inducția asta? Da, am repetat. Când am în vacanță. Am vorbit de ea, nu? Da. Am vorbit eu de ea. Cu Andreea mai vorbim, am vorbit mai da, intens. Da, da, mă și văd niște greșiți, am fost trebuit să facem. Ce bine ar fi dacă v-ați uitat, ce bine ar fi fost să vă fi uitat pe filme, dar nu vă uitați voi la Prof Online, ce greșeală mare faceți. N-a știut, probabil, nu? N-a știut. Acum ai aflat de curând. Vlade, nu cumva asta este o nedreptate care se comite? Sunt milioane de copii, milioane de accesări, deci am peste 6 milioane la vremea asta de accesări, și atât voi, băcăoanii, ironia sorții, voi băcăoanii nu știți de existența profundă. Și de faptul că foarte mulți tineri au luat bacalaureatul numai cu profundă. Eu sper că ușor, ușor vom reuși să răspândim, pentru că, vezi, tu te-ai aflat în poziția celor care nu au avut acces la informația asta. Tu și alții dintre voi, acum care anul ăsta m-ați descoperit. N-ați avut acces și atunci n-ați putut. N-ați avut șanse egale cu cei care au avut acces și care m-au descoperit. Ei au văzut niște lecții, niște lecții pe care le-au înțeles foarte bine și atunci altfel matematica a decurs pentru ei. Iar pentru voi cu mai cu dificultăți, așa. Încearcă asta inducția asta. Inducția matematică este un instrument de lucru care îți este ținut la îndemână, este exact cum mecanicul are cheia pentru a desfășura pe ulița. Asta este inducția matematică de care tu te poți folosi pentru a arăta că o anumită afirmație e corectă. Adică trebuie să dovedim că pe dn egal cu n factorial cu adevărat așa este. Și atunci hai să vedem un pic cam cum ar curge demonstrația. Pentru că, repet, tot ce am făcut acum, am făcut pe niște cazuri particulare, am intuit că ar fi bine, dar nu avem niciun argument temeinic ca să spunem, da, așa este. Andreea, ai putea să mă conduci? Da. Ia să văd. Pasul 1 este verificarea. Deci, inducția are doi pași, am trecut, vă amintiți, nu așa s-a vorbit. Deci, inducția matematică. Are două etape. Prima parte este verificarea. Și ce părere ai despre verificare? Am făcut noi verificarea? Da. Am făcut-o. Când am mers neaproape, neaproape. Pasul 1, pasul 2. Și etapa a doua? Demonstrația. Pasul următor este bun. Asta facem. În demonstrație arătăm pasul următor. Este bun. Pasul următor este bun. Și dacă ne-am referit la problema pe care o avem, noi avem așa, să se demonstreze că două puncte, P de I e egal cu N factorial. Asta ar fi predicatul pe care îl avem. Da? Predicatul acesta, adică o afirmație. P de N egal cu N factorial, oricare ar fi el natural. Indiferent ce N ar pune. Deci nu pentru 1, 2, 3, 4, 5, ci indiferent ce e. Poftim,
Conduba, te rog. Păi, presupunem că pe de N. Nu, nu, hai să vedem verificare mai întâi. Deci pentru N egal cu 1. Pentru N egal cu 1. P de 1. P de 1 devine egal cu, înlocuim pe N cu 1. 1 factorial. 1 factorial, care înseamnă 1. Adică dacă mulțimea are un singur element, numărul de ordonare e 1, cum am și văzut, nu? Pentru N egal cu 2. P de 2 egal cu 2 factorial. Da. Egal cu 1 ori 2 și egal cu 2. Deci egal cu 2. Cum am și văzut mai înainte, sunt două ordonări. Când mulțimea are doar două elemente, numărul de ordonări e 2. Pentru N egal cu 3. P de 3 egal cu 3 factorial. Egal cu 1 ori 2, 3, egal cu 6. Ori 3 și egal cu 6. Le-am făcut, am verificat, așa este. Hai să trecem la etapa, știți povestea aceea, m-am zis-o cu Gigel, nu? Da. Tot așa făceam când am bani în urmă la o clasă, când demonstram, când le-am prezentat inducția. Și i-am zis, băi, uite, pentru noi egal cu 1 e bun, pentru noi egal cu 2 e bun, ei care au văzut, hai, și voi care n-ați văzut chestia asta, vă uitați la film. Da? Vedeți, undeva am zis inducția matematică prezentată pe înțelesul tuturor, cam așa ceva. Și acolo veți vedea ce am pățit eu la clasă când am predat inducția. Am povestit foarte bine în filmul respectiv. Și acum, să trecem la etapa a doua. Pentru că am tot verificat 1, 2, 3, 4 pași și eu tocmai mă pregăteam să zic că nu e așa că e bine, indiferent ce e, deci nu se mai face și pentru ne egal cu 4. Și am făcut pentru ne-e dat cu 4. Și la 4. Ia, hai. P de 4. P de 4 e dat cu 4 factorial. Adică 1 ori 2 ori 3 ori 4 și e dat cu 24. Și am făcut concret, cum am făcut și voi la acum mai devreme. Și ați vedeți că e bine? Și el zice, se face și pentru 5. Da. Să fac și pentru 5, mi-am dat seama că dacă fac pentru 5, mă întreabă, dar pentru 6 o fi bine? Și să fac pentru 6, mă întreba, pentru 7 e bine? Și eu, cu cât eu mă apropiam din momentul în care spuneam, vreau să spun că e bine tot timpul, cu atât el exploata dacă pasul următor e bun. El zice, eu nu știu, tocmai necredinciosul. Eu nu știu dacă următorul pas e bun. Și atunci, am trebuit să trec la etapa a doua, demonstrația, și arăt că pasul următor e bun, că asta era problema lui. Da? Deci am sesizat slăbiciunea din raționament și am zis, hai să-ți arăt că pasul următor e bun. Mai ai ceva cu mine? Mai te ceri cu mine dacă să arăt că pasul următor e bun? Pentru că dacă pasul următor e bun, de la 5 trecând la 6, dacă e bun, până 6 e bun. Și atunci, cum pasul următor e bun, 7 e bun. 7 fiind bun, 8 e bun. Și eu nu mai trebuie să fac. Să mă mai tot zic el cu dacă următorul e bun. Ci asta i-am arătat. Deci, demonstrație. Presupunem că am mers așa cu verificarea până la un ordin K. Presupunem că P de K adevărat. Adică P de K egal cu K factorial. Egal cu K factorial. Și ne întrebăm. P de K plus 1 o fi adevărat? Deci ne întrebăm. P de K plus 1 o fi adevărat? Dar cine e P de K plus 1? P de K plus 1 e egal cu K plus 1 factorial. P de K plus 1 ar trebui să fie egal cu K plus 1 factorial, așa ar trebui să fie. Da. Dar noi nu știm că așa va fi. Însă, pentru P de K plus 1, înseamnă că mulțimea mare are câte elemente acum? K plus 1. K plus 1 elemente va fi A1, A2, A K plus 1. Da? A1, A2, A K plus 1. Și aici este AK. Cea, elementul din înainte, să spunem, da? A1, A2, AK, AK plus 1. Știm că P de K este egal cu K factorial și atunci
luăm de la știm, a... da? Deci știm că P de K, deci dacă mulțimea are K doar K elemente, e egal cu cine? Cu K factorial. Și atunci? K factorial este inclus în P de K plus 1 pentru că are elemente de la A de A1 până la A de K. Cum am trecut de la 2 la 3? Vă amintiți că l-am trecut la 2 la 3? Cum am gândit? Având 3 elemente, înseamnă că pe rând, pe prima poziție, poate să fie oricare din ele și rămân două. Iar alea două știu ce trebuie să se întâmple. Aici, având capul sunt elemente, înseamnă că eu pot să-l țin pe unul fix, pe A1, și rămân câte elemente? Care rămân. Deci ele sunt în total K plus 1, da? Și dacă pe unul din ele îl fixez, rămân la dispoziție K elemente și acelea câte generează K elemente? Câte schimbări generează ele? Știu. K factorial. Deci, vine așa. A1 fix și celălalt vor genera câte? Cele K elemente. Vor face K factorial. Pe urmă, pe A2 îl fixez și celălalt tot ca elemente rămân, câte vor genera și ăsta? Tot ca. Tot ca factorial. Pe A3 îl fixez pe primul loc și celălalt care rămân A1, A2, A4, A5 și așa mai departe, vor genera ca factorial. Și așa mai departe. În sfârșit, pe prima poziție fixez pe AK plus 1 și celălalt care rămân, cele K elemente, vor face în total K factorial. Câte sunt în total? Câte de al de K factorial sunt în total? K plus 1 de al de K factorial. Sunt K plus 1 pentru că am 1, 2, 3, 4, da? Deci în total, total, da? Înseamnă că pe mulțări de K plus 1, deci când mulțimea de K plus 1, vom avea K plus 1 de-al de cine? De-al de K factorial. Și K plus 1 ori K factorial nu înseamnă altceva decât toți factorii până la K și încă următorul înseamnă K plus 1 totul factorial. Da, atenție! K factorial, ca și cum aș spune 7, 7 factorial înmulțit cu 8, cât face 7 factorial înmulțit cu 8? Este 8 factorial. Așa și aici. K factorial înmulțit cu următorul factor de după K plus 1 înseamnă toți factorii până la K plus 1. Deci K plus 1 factorial. Și am arătat astfel că P de K plus 1, unde aveam semn de întrebare, nu știam dacă e corect sau nu, P de K plus 1 este adevărat. Deci acum e limpede după tot acest raționament, rezultă că P de K plus 1 adevărat. Dar de cine m-am folosit eu ca să demonstrez P de K plus 1? De cine m-am folosit? De pasul de anterior, uitați, de P de K, despre care am spus că este adevărat. Pentru că, iată ce la celălalt a făcut. Am zis că cele K elemente vor determina K schimbări de fiecare dată. Deci m-am folosit deja de pasul anterior. Așa încât, pentru P de K plus 1, remarc, pentru a demonstra că pe acest P de K plus 1, că m-am folosit de P de K. Adică, P de K implică, voi scrie P de K implică, face, ca și P de K plus 1 să fie adevărat. Deci P de K sprijină în raționament, determină ca și P de K plus 1 să fie adevărat. P de K implică P de K plus 1. Ăsta este miezul demonstrației. Deci în demonstrații, practic, asta arătăm. Pasul următor este bun, adică P de K implică P de K plus 1. Da? P de K implică P de K plus 1. Aceasta este partea a doua, cea mai importantă.
dar trebuie să spun că și verificarea tot atât de importantă. Să vă spun de ce. Vedeți că în etapa în care fac verificarea, eu descoper cum merg de un pas la altul. Descoper cum pasul 2 sprijină pasul 3. Pentru că atunci când am luat mulțimea cu 3 elemente, ce am zis? Pe prima poziție aduc pe rând A1, A2, A3 și acelalte două despre care, de celelalte două care nu rămân, am deja informația din pasul anterior. Celelalte două vor determina două schimbări. Deci vedeți că în verificare nu fac altceva decât descoper modul în care voi trece de la pasul K la capul 1. Cum trec de la 2 la 3, de la 3 la 4, așa voi trece la K la capul 1. Deci eu fac următorul lucru. În etapa de verificare descoper modul în care voi trece la demonstrație. Ăsta este momentul de finețe pe care trebuie să rețineți. Nu facem verificarea așa ca să ne aflăm în treabă, ci vrem să vedem cum în pasul următor ne folosim de pasul din urmă. Că numai așa, de la cal la capul 1, vom putea trece cu ușurință. Da. Asta abia acum este încheiat demonstrația. Și finalul este așa. După ce am făcut toată povestea asta, redactăm la final, după ce am arătat că pe de capul sunt e adevărat. Aveam dubii, dar l-am demonstrat pe baza faptului că am spus că pasul anterior este bun. Deci, practic, am arătat că PDK face ca și PDK păsul în sistem să fie adevărat. Atunci, redactăm așa. 1. Verificare. 2. Demonstrația. Și din cele două, spunem rezultă exact ce avem noi de demonstrat. Ce rezultă? Că PDM e adevărat, oricare ar fi natural. Deci, așa scrieți asta și asta. Rezultă. Iată, am să scriu aici, rezultă P de N egal cu N factorial, oricare ar fi N natural. Acum am încheiat complet raționamentul pentru cei ce am avut aici ca demonstrații. De cele mai multe ori la clasă se întâmplă așa. Profesorii fac ce am făcut eu, să spunem, în prima etapă, când am luat cu un element, cu două, cu trei, nu știu ce. Și nu l-au pe Gigel în bancă, deci nu sunt deranjați de ideea dacă pasul următor e bun, și atunci spune P de N egal cu N factorial, terminate greșițul, la revedere. Dar dacă l-ai pe Gigel, Gigel îți creează probleme. El te pune în încurcătură și te determină să reacționezi cum trebuie, și să vezi și etapa a doua, demonstrația, care este esențială. Pasul următor este bun. Deci inducția este, nu? Compusă din două părți. O primă parte, verificarea. De foarte multe ori m-ați văzut pe mine, când aveam de arătat o inegalitate, încercam așa, măi, nu pot să arăt în general, dar dacă așa fac pe în particular, poate pentru un pas, pentru doi, poate văd aici cam cum ce este. De fapt, eu mintea îmi fugea spre inducția matematică și atunci încercam, de fapt, să o prezint într-un limbaj accesibil, să o reamintesc de fiecare dată. Este o chestie formidabilă. Mai pe toată perioada când terminați liceul și nu numai și în viață, veți întâlni astfel de situații când va trebui să faceți un raționament de acesta și neavând o altă posibilitate, folosește inducția matematică. Dacă o să vă duceți la Prof Online, și sper că vă duceți, acolo pe prima pagină este video-apicultură, video-matematică și mai jos persoana non grata, și e Prof Online în SUA, în 2014. Și acolo sunt două lecții cu niște copii din state, o fetiță care vorbește engleză excepțional, nu? Și băiatul, nu știu dacă l-a văzut pe băiat. Nu, pe Dan, nu, l-a văzut. Dar în clasa a 6-a. Și cu el am făcut inducția matematică. Veți vedea cât de frumos și interesant a făcut inducția matematică cu copilul de clasa a 6-a.
Sunt acolo filmele acelea și o să le puteți vedea din, de bucuria asta de a vedea cât de frumos pronunție în engleză acolo și cât de interesant. Și... Sper, deși engleza americană nu e engleza adevărată asta pe care o faceți voi, pentru că ei au altă formă de pronunție, altceva, dar place urechii, oricum. Așa că... ați văzut inducția matematică. De fapt, eu puteam să... e ca fericit când cineva vă prezintă măcar cu o mulțime, cu un element, cu două, cu trei, nu știu ce, să vă arate ce înseamnă permutări. Dar de cel mai multe zice permutări, zice permutări de n egal prin factorial. Terminat, se mai departe. Deci, doar atât. Mi se dă formula permutări de n egal prin factorial. Eventual se spune că numărul de schimbări, de ordonări, înseamnă permutări, și cu asta se dă formă și plecăm mai departe. Și trece mai departe și zice, o altă problemă care am să vă prezint, e numărarea submulțimilor unei mulțimi, submulțimilor ordonate sau neordonate, în două variante. Și, fiindcă lecția asta am făcut-o, vă prezint și în stilul acela clasic făcut la școală, dar rămâne ca voi să vă uitați acolo și cei doi care nu aveți deloc noțiunile, să încercați să le prindeți din lecțiile făcute de mine. Așadar, dat fiind o mulțime a mare cu n elemente, a 1, a 2, a 3 și mai departe a n, n elemente, se pune problema să găsim submulțimi de câte K elemente. Deci ne întrebăm câte submulțimi de câte K elemente, cu K mai mic, egal decât N, să înțelegeți că nu pot să spun cu K, am doar 3 elemente și vreau să fac submulțimi cu 5 elemente. Păi de unde? Submulțimi adică cu număr, cu elemente de mulțimea asta, deci un număr mai mic. Da? Dacă vorbesc de submulțimi ordonate, atunci am aranjamente. Deci, aranjamente de n la câte k înseamnă, scrieți acolo, numărul de submulțimi, numărul de, este egal cu numărul de submulțimi ordonate, și subliniați, ordonate, numărul de submulțimi ordonate, a unei mulțimi cu n elemente, a unei mulțimi cu n elemente, luând de fiecare dată câte k elemente. Luând de fiecare dată câte k elemente. Exemplu. Dacă mulțimea a mare este egală cu elementele a 1, a 2, a 3, deci dacă este egală cu 3 elemente, să spun că mă interesează numărul de submulțimi ordonate. Câte două. Da? Deci mă interesează, ai, nu tot, să notăm aici cu el, ca să nu se facă o propoziție cu aul ăsta, care este consacrat. Notări aranjamentelor. Deci, dacă mă interesează de aranjamente de 3 la câte 2, este vorba de un număr de submulțimi ordonate luate câte 2 din mulțimea asta. Hai să renumărăm. O primă submulțime ar fi a 1 a 2, da? A 1 a 2, dar ar fi și a 2 a 1. Că e vorba de submulțimi ordonate aici. Da? Ordinea a 1 a 2 și a 2 a 1. O altă submulțime. Spuneți voi. L-am lăsat pe cine deoparte? Pe a 3. Să las pe a 1 deoparte. Și ar fi a 2 a 3, dar pe cine? A 3 a 2.
apoi l-am lăsat deoparte pe a, mai întâi pe a 3, acum pe a 1, să lăsăm pe a 2. Da, deoparte. Și ar fi a 1, a 3 și tot atât de bine a 3, a 1. Da, a 3, a 1. Câte submulțime am făcut? 6. 6 submulțime. Derajamentul de 3 la 3 de 2 egal cu 6. Egal cu, rămâne să... Asta a făcut într-un caz particular. Acest 6 mai poate fi scris ca fiind 3 factorial, da? Supra... 3 minus 2 factorial. Cât? 3 minus? 3 minus 2 factorial. 3 minus 2 factorial. 3 minus 2, totul factorial. Adică 1 factorial. 3 factorial înseamnă 1 dă 3, supra 1 factorial. Și faceți 6, cum vedeți. Da? Deci, arărmente de 3 luat de 2 este egal cu ăsta de jos factorial supra diferența lor. Diferența lor. În general, să scriu formula, că interesează asta, am arărmente de n la de k egal cu n factorial supra n minus k factorial. Asta ar fi formula. Dar ea trebuie demonstrată prin inducții. Dacă suntem oameni serioși, așa, trebuie demonstrată prin inducții. V-aș propune să faceți această demonstrație prin inducții. Tot v-am prezentat instrumentul matematic. Găsiți și manual. Sper să fie demonstrația și manual, nu mai știu. Iar combinările, notați, să scrie așa. Combinări de n la t de k. Combinări de n la t de k. Înseamnă numărul de submulțimi, numărul de submulțimi neordonate, și subliniem neordonate, numărul de submulțimi neordonate a unei mulțimi ce conține n elemente, a unei mulțimi ce conține n elemente, luând în submulțime de fiecare dată câte K. Luând în submulțime de fiecare dată câte K elemente. Deci neordonate. Ordonate, sigur că sunt mai multe. Dar neordonate ar fi fost asta. Ar fi fost asta. Și ar mai fost a 1 la 3. Fără a 3 a 1. Că nu contează ordinea. Da? Submulțimi neordonate. Nu mai contează ordinea elementelor. Așadar, la combinări de cât? Combinări de 3 luate câte 2, cât înseamnă? A zis, face 3, da? 3. Și asta înseamnă că este vorba de 3 factorial supra... Asta de sus, 2 factorial, pentru că diferența 3 minus 2 factorial. Deci exact ca la aranjamente, dar împărțit la 2 factorial, pentru că sunt mai puține, atâta vreme când nu mai ținem cont de ordine. 2 înseamnă permutări în final. Aș spune că combinări de n-ul după formula asta înseamnă ce? N factorial supra K factorial, pe lângă N minus K factorial. Iar aici este corect că face 3 dacă facem un calcul, da? Că 3 factorial exprimat cu 2 factorial înseamnă 2 factorial, rămâne 3 și 3 minus 2 face 1. Aș mai putea spune aici încă un lucru. Combinări de combinări de 3 luate câte 2 este egal cu ce înseamnă asta? 3 factorial supra 3 minus 2 factorial este aranjamente, nu? Înseamnă aranjamente de 3 luate câte 2 supra 2 factorial, adică P de 2. P de 2. Permutări de 2. De unde concluzia este următoarea, că
la aceeași unitor și vine permutări de 2 ori combinări de 3 latii de 2, este egal cu angajamente de 3 latii de 2. Sau, în general, combinări de N latii de K este egal cu angajamente de N latii de K supra permutări de K. Și dacă aduc aceeași unitor, ar fi echivalent cu a spune că permutări de K ori combinări de N la de K este egal cu aranjamente de N la de K. Iată formula generală. Dar trei lucruri merită reținute. Anul ce înseamnă permutări, ce înseamnă aranjamente, aranjamentele sunt mai multe, că sunt ordonate, și ce înseamnă combinări. La loto, când se joacă, nu? Am discutat asta. Acolo contează ordinea numerilor? Nu. Nu contează. Și acolo înseamnă că dacă nu contează ordinea care apar, înseamnă că avem de-a face cu combinări. Deci combinări de 49, luate câte 6. Da? 49 luate câte 6. Știi cât înseamnă combinări de 49 luate câte 6? Ca număr? Foarte, foarte mult. 1 milion și ceva, mai mult chiar de mai mult de 1 milion. Da. Pentru că dacă faci un calcul, înseamnă așa, 49 factorial supra 6 factorial, pe lângă diferența 49 minus 6 factorial și este egal mai departe cu 49 factorial. Exprimăm pe, deci egal cu 49 factorial supra 6 factorial ori 43 factorial. Ori 43 factorial. Și acum exprimăm pe 49 factorial în funcție de 43 ca să ne simplificăm. Așa. Pe el mai mare, părtorul e mai mic. Deci vom spune 43 factorial, după care completăm cu toți factorii de până la cât? Până la 49, adică 44. Ori 45. Ori 46. Ori 47, ori 48 și ori 49, ori 49 supra 6 factorial, adică 1 ori 2 ori 3 ori 4 ori 5 ori 6 și ori 43 factorial. 43 factorial, 43 factorial s-a terminat. Și acum, iată ce se întâmplă. Vom avea 44, ori 45, ori 46, ori 47, dar avem posibilitatea să facem simplificări și să vedem prin cât. 2, 3, 6, 6 ori 4, 24 și 48. Deci, până aici și am în 2 aici, nu așa? E bine? Deci, 2 ori 3, 6 ori 4, 24. 48 împărțit la 24. 48 la 24, 2, da? 6 cu 2 se termină și îmi rămâne un 3. Și atâta am un 5 și un 3. 5 ori 3, 15. 15 cu 45 și face un, cât? 3, da? 3 ori 3 ori 15, 45. Total de 13.983.816. 13 milioane. 13 milioane. Cât? 983.816. Astea, atâtea variante sunt. Deci dacă la, am luat cele 49 din numere și le-am luat câte 6, fără să ținem cont de ordonare. Că dacă ar fi vorba să ținem cont de ordonare, ar fi mult mai multe. N-am mai împărțit la 6 factorial. Deci ar fi de 6, de cât înseamnă 6 factorial? Înseamnă 24 de ori mai mult. Nu, 6 factorial înseamnă mult.
Până la 4 înseamnă 24, la 5 120, 720. Deci de 720 de ori mai multe ar fi aranjamentele. Dacă s-ar ține cont și de ordine, deci pe bilet, dacă s-ar ține cont și de ordine, șansele ar scădea vizibil. Da? Foarte tare ar fi, foarte puține șanse. Dar atunci s-a acceptat să nu ținem cont de ordine, deci avem combinări, numărul total al variantelor este acesta, 13.923.000, înseamnă că în joc sunt aceste variante posibile, pot să apară oricare din cele 13 milioane și niciodată un jucător nu își permite să le cumpere pe toate. Știți de ce? Prețul ar fi peste, mult peste cât ar fi câștigul. Deci nici nu există, cât s-ar aduna acolo ani de-a rândul, să zic, tot nu și-ar permite nimeni să le cumpere. Că dacă le-ar lua pe toate, el ar avea, clar, șansă să pici una din acele variante, nu? Că doar atunci când se face extragerea, pică dacă le iei pe toate variantele. E, și de aceea este sursa de câștig foarte bună pentru stat, statul român. Pentru că puține sunt șansele acolo și atunci tot rămâne și rămâne și se ia tot timpul cotă parte la stat și de aceea e jocul cel mai preferat pentru că aduce foarte mult venit. În plus mai există și tot felul de șmecherii cu softul, cu vest, cu nu știu ce. V-ați auzit? Loteria. Ce se întâmplă? De ce? Fraudă acolo. Ce și cum? Nu se lasă curat să fie chestia asta, ci intervine omul, că asta face el. Ales oamenii din România care ajung acolo la putere și văd că există loc de furat, sau o posibilitate de furat, asta fac ei, sunt profesioniști. Vedeți ce se întâmplă în clipa asta. Au trecut cele 10 minute. Au trecut cele 10 minute, da, e foarte bine.